Eu-s Narcis. Eu-s Vlad. Și hai să visăm în seara asta împreună, ce ziceți? N-am auzit. Altă treabă. Astăzi vreau să facem așa, ține gălăgii, în spate până în față. Mai tare! Bun, fiți atenți. Cei din spate au nevoie ca voi să vi transmiteți toată energia voastră și vreau ca ei să simtă toată iubirea din sala asta. Ok? Bun. Deci la fiecare moment, la fiecare moment artistic pe care îl fac ei în seara asta, vreau să țipați și să-i aplaudați și să simtă că sunt iubiți și că munca lor, munca pe care o depun în fiecare seară, este apreciată. Ok? Bun, încă o dată! Acceptat! Bun, am ajuns la ediția numărul 6, național, și numărul 6 și pe plan județean. Scopul competiției este de a promova atât dansul, cât și cultura de street din rândul tinerilor, cât și importanța participării la activități competitive. Aceasta dezvoltă abilitățile de socializare și munca în echipă și oferă tinerilor o alternativă sănătoasă de a petrece timpul liber. Organizatorul local, ca în fiecare an de la noi din Botoșani, este... Știți? Nu știți. Cine? Ghici tare. Școala de dans Gipaua. Wow! Juriul de an acesta este Maria Mânjeri, președinta jurului CSSD. Ia ce a trecut activitatea școlară de dans la școala de dans de Born Dance Studio din Bistrița, în anul 2010, începând prin a cunoaște bazele stilurilor din cultura hip-hop. În acești 9 ani de experiență, ea a participat la numeroase workshop-uri importante, atât cu instructori de România, cât și din străinătate, dar a participat și la concursuri atât în țară, cât și peste hotare. În ultimul timp, s-a concentrat mai mult asupra stilurilor de dans hip-hop și house, însă este activă și în lumea dansului la latino, fiind instructor la o școală de dans prestigioasă din Cluj. Maria a fost organizatoare în cadrul unor evenimente, precum Street Groove Jam și Street Groove Festival, dar și CSSD la finala națională. Jurizează competiții începând cu anul 2013, printre care și CSSD, iar din 2017 a primit titulatura de președinte al jurului CSSD, fiind prezentă la toate etapele județene din orașele implicate. Și o chemăm pe scenă. Hai, după mult! Hai tare! Este unul dintre cei trei fondatori ai grupului Hometown Dance Miami.
și instructori licențiate de către Ministerul Educației. Coordonează în prezent cea mai mare trupă de studenți din Iași, care au obținut importante titluri la nivel național, precum locul 2 la World of Dance 2018, locul 1 la București la Dance Festival 2017, locul 2 la Dance Out 2017. Alături de colegii săi coregrați, a participat la show-uri și turnee televizate, ajungând la România Talent, semifinala din 2012 și 2016. Dansez pentru tine și turneul Forța lui Iași, backup-ul dancer al lui Cerebel. Este de asemenea membru al companiei de dans și entertainment de la The Sky Iași. În competițiile de individual a obținut locul 2 la secțiunea Popping, Hip Hop International România, și finalist la All-Style, HH și România, locul 1 la Galați, Walk It Out Contest, precum și locul 1 la Street Dance.
Alex este organizator al Street Groove Jam și Street Groove Jam Festival. Se ocupă de modelatul copiilor și o zic la modul că el are cei mai buni copii din țară pe partea de street, pe partea de hip-hop. Ok? Încântă lumea la fiecare eveniment cu muzică și la fiecare parte. Hai puțin în gălăgie și să-l facem să danseze leacă. Ce ziceți? Hai! Nu vă aude, mai tare! Hai! Alex! 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 See in life, a lot of people gonna tell you that you can't do something, but the reality of the situation is they can't do it. So they decide to put their fears on us and tell us that we can't do it. They tell us that we can't accomplish it. So what we gonna do? We gonna go get it. New leaders. I really feel like I'm the best out. Short nigga, but I'm walking with my chest out. I really went from class clown to a cash cow. I had to level up with my haters. I'm in my bag now. This for my niggas though. Special delivery. Hits like this keep my wrists so glittery. I've been getting paper, now my haters try to get with me. But y'all guys weigh your size. That's a penalty. Oh, so that shit was killing me when shorties wasn't feeling me. The same bitches I'm hitting is splitting like a symmetry. Back with another one. They wonder when I'm killing it. Ooh, I know they feeling it. It's time to flex a little bit. Thank you.